Bogdan Vardie la Europa FM. Ce bine sună motorul ăsta turat, un lucru de care nu o să ne mai bucurăm prea mult. Bine venit, Dan Vardie, în direct la Europa FM. Dan Vardie, președintele Autobest, acum la Autofan. Salut! Da, așa bine că te-am regăsit! Acum te și auzim, însă te și vedem pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că suntem într-o transmisiune Skype. Să începem cu mașina anului în România sau... Hai să începem, Radu, cu premiile Autobest, cu nominalizările la cel mai important premiu european, Autobest Best by Car of Europe 2023. Am rămas dator cu această știre importantă. Oameni buni, European FM, vreau să vă dau lista nominalizărilor, a finalistelor pentru titlul european cel mai râvnit în momentul de față. Și acestea sunt, vă spuneam data trecută, Dacia Jogger este prima pe listă, sigur în ordine alfabetică, urmată de noua Honda Civic, noul Opel Astra, noul Peugeot 308, noul, de altfel, nou-nouz din toate punctele de vedere, în sensul că și numele este nou, Renault Austral și Toyota Aygo X. Repet, astea sunt cele 2, 4, 6 finaliste la Autobest Best by Car of Europe 2023. Să spunem, Radu, oamenilor din România o veste excepțional de importantă, dincolo de faptul că Dacia Jogger este în finală. Vă reamintim, oameni buni, Dacia Jogger este produsă la Mioveni în România, deci iată, România din nou este în finala europeană, printr-un produs manufacturat, fabricat aici, în România, cu mâinile unor români, cu creierile unor români, pentru că ea a fost și proiectată și desenată o parte din design, de asemenea, parte de cercetare, dezvoltare. Ei bine, marele premiu, al doilea ca importanță în Europa, Company Best 2023, pentru cea mai bună companie auto a lumii, va merge către Dacia. Iată, jurul european din 31 de țări a decis că Dacia este în acest moment cea mai valoroasă marcă, cel mai bun producător, cea mai mare companie eficientă din Europa. De altfel, cifrele o și spun, împreună cu Radu am mai adus aceste informații, Dacia până una alta este cam singura marcă de automobil aflată în creștere susținută în toată Europa. Uite, să ținem minte informația asta și să ne aducem aminte de ea de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, când o să căutăm din nou motive de a fi mândri că suntem români. Putem menționa și acest aspect. O parte din mașinile menționate de tine, finaliste Autobest, cu siguranță se vor regăsi și în finala mașina anului din România. Și acum, bravo, Radu, frumoasă pasă, cum se spune la fotbal, doamnelor și domnilor, în premieră absolută, aici, la Europa FM, în programul lui Radu, și nu vă păcălesc, sunteți primii care auziți numele celor 8 finaliste la mașina anului 2023 în România. Sunt din nou în ordine alfabetică. Radu, nici Radu nu le știe. Ei bine, Alfa Romeo Tonale, Citroen C5X, Dacia Jogger, Kia Sportage, Opel Astra, Renault Megane E-Tech, Toyota Corolla Cross și Volkswagen ID.5. Să remarcăm, Radu, că din nou avem mașini electrice, chiar de mare referință, mă gândesc aici la Megane E-Tech și la Volkswagen ID.5. Să spunem că, de exemplu, Opel Astra în curând va avea și o versiune total electrică, sigur nu o să o avem la teste. Să spunem că avem Dacia Jogger, bineînțeles, asta vă spuneam, oameni buni, pare că Dacia Jogger este peste tot și se fabrică în România, spuneam mai devreme. Iată, apropo, Radu, de listă comună, și Opel Astra se regăsește pe ambele liste. Pe ambele liste, ceea ce este iarăși o dovadă că este un model veritabil. E bine de spus, oameni buni, că sigur vă întrebați care este diferența. Este o mare diferență. Conceptul Autobest este de tip Best Buy, are o limită de sumă, în momentul de față este 25.000 de euro fără niciun fel de taxe, în timp ce la mașina anului nu există limite de preț și atunci pot intra cu ușurință și mașinile electrice. Așa se face că, reamintim, anul trecut, Radu,
lupta pentru titlul mașina anului s-a dat, aș spune, a fost o luptă absolut spectaculoasă între Dacia Spring, o mașină care de altfel și domină vânzele în România, și Kia EV6, o altă mașină total electrică foarte bună și care într-un final, spre surpriza multora, a și câștigat titlul de mașină anului 2022 în România, titlul care este valabil și în acest moment, sigur, până pe data de 6 decembrie, când vom avea, Radu, oameni buni, testul final la Academia Titi Aur, partenerul tradițional, în care cei 14 membri ai jurului vor decide care este aleasa mașina anului în România anului viitor, din cele 8 nominalizări. Îți mulțumesc foarte mult. O să-i anunțăm tot primii pe ascultătorii Europa FM cine a câștigat acest titlu. Dan Vardie, ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Autofan. La fel, mulțumesc. Numai bine. Oricând ne asculți, it keeps me in a good mood. All day long, promitem să-ți aducem, I love it, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM.